Oameni buni, astăzi am să vă prezint ce am reușit să fac în 100 de zile pe Minecraft Ultra Hardcore. Dacă nu știți ce înseamnă Ultra Hardcore, vă recomand să vă uitați la primul videoclip din această serie. Și lăsați-mă să vă zic ceva. Eu doresc să țin această serie cât mai multe zile, în jur de 1000, ăsta este goalul suprem. Vreau să depășesc limitele cu această serie, așa că trebuie să mă ajutați cu un subscribe dacă doriți să vedeți întreaga aventură. Vă mulțumesc! Până la sfârșitul acestor 100 de zile, vreau să îndeplinesc următoarele lucruri. Vreau să fac o fermă de gold, vreau să am un enchanting table full și, bineînțeles, vreau să dau upgrade la armură și unelte. A, da, și cămila aia. Da, vreau să o găsesc, în primele 50 de zile n-am reușit. Înainte să începem, vreau să vă anunț că această hartă este disponibilă după fiecare videoclip pentru membrii ca Ultra Hardcore. Și, desigur, o mențiune în fiecare videoclip. Iar pe această cale vreau să le mulțumesc membrilor ca Ultra Hardcore. Nu vreau să mai lungesc acest intro, așa că vă urez vizionare plăcută. Am ajuns acasă în ziua 51. Ia uite, bă, că a crescut torch flower-ul. Ce frumos e. Ăsta e nivelul complet, nu? Dacă nu mă înșel, cred că e nivelul complet. Ia să-l iau de aici. Ok. Ați văzut că n-am primit semințe. Asta înseamnă că trebuie să luăm semințe de la sniffer. În continuare, dacă vrem mai multe plante de genul acesta. Și cred că ar fi frumos să punem plantele astea aici pe unde sunt snifferii, nu? Mi se pare că e o chestie foarte drăguță să fie și din alea. Tu ce faci, bă, Wilson? Ești bine? Vrei să mergi într-o aventură cu mine? Hai să mergem într-o aventură să căutăm Camila. Da, exact. Am luat-o de la capătul listei. Eram supărat că nu am reușit să găsesc Camila în primele 50 de zile, așa că am plecat hotărât în căutarea ei. Tura trecută am fost acolo, am fost dincolo. În partea asta n-am fost niciodată. Hai să vedem ce o să găsim. Să sperăm că găsim Camila, nu? Sau un deșert măcar. Măcar acolo să-mi dea speranțe. Wilson, cam ai grijă. Te rog eu, ai grijă că e cam complicat aici de coborât. Dar hai. Încet. Ok. Mamă ce. E mai parcurist ca mine Wilson ăsta. Acolo e un sat, dar nu știu dacă are rost să merg la el. Ce pot să găsesc? Niște villageri și... Cam atât. Bine, poate mai găsesc un diamant, două, dar oricum trebuie să mergem la minat mai acuși. Opa, în sfârșit am găsit ceva nou, niște lemn de la de dark, dar vedeți că sunt doar 2-3 copaci? Foarte ciudat. Hai să mergem acolo, Wilson, să vedem care e treaba. Aba, nu, uite, mai este și o ciupă. Sigur este dark oak în față. Ok, o să mergem să luăm și lemnul ăla. De ce nu? Oh! Wilson, stai acolo. Dă-mi o mână. Dă-mi o labă de ajutor. Oh my god. Am tăiat un copac de dark oak și m-am băgat la somn. Ziua 52. Știi să noți? Să înțeleg că nu știi să noți. Ok, bine. Păi atunci, noroc că am luat barca. Noroc că am luat barca cu mine. Hai să vedem dacă știi să intri în barca acum. Altă problemă. Destul de mare. Sau poate nu. Ia, hai. Intră acolo. Oh, no. Wilson. Hai să nu ne certăm, credeam că suntem prieteni buni. Ah, o aventură clasică cu Wilson. Wilson, hai aici, Așa, good boy, very good boy. Hai să mergem la plimbare. Wilson, ești ok? Ești ok, bun, e ok, să sperăm. Nu înțeleg, se scarpină de spatele meu, ce încearcă să facă? Hai, mai, te mai speli și tu măcar. Ai, come on now. Așa, bravo, good boy. Da, nu prea am noroc. Aparent nu prea am noroc. Dau numai de biomuri de genul acesta. Da, unde e deșertul? Vreau să găsesc neapărat. Nu, în videoclipul de astăzi, 100% trebuie să găsim deșertul. Nu mă interesează. Nu știu când, dar o să-l găsim. Wilson, cum ar fi să te urci în barcă așa? No, ok, bun. Trebuie să te împing. Da, șez. Șez în barcă, ce zici? Ok. Wilson, a fost o idee bună să te iau cu mine, da. Mai bine te lăsam cu sniffer. Hai să vedem, văd acolo sand. Eu văd sand, mă duc către sand, nu mă interesează. Cel mai probabil nu-i niciun deșert, dar e ok. Putem să mergem încolo. Wilson, ai rămas? Uite așa pot să-l pierd eu pe Wilson.
Că, oh, Wilson, te neci, ce dracu faci? Ce? Hai, Wilson. Urcă, așa, good boy. Da, uite, vezi, stătea pe șezut și așa pot să-l pierd. Cred că mi-am mai pierdut eu câțiva câini, așa. Deci trebuie să am grijă. În ziua 53, deja îmi pierdeam speranțele că voi mai găsi vreodată un deșert. Ok, o să mai mergem puțin astăzi să vedem dacă zărim ceva deșert. I don't know. Dacă nu, ne întoarcem, că nu are rost să pierdem așa multe zile pe drum, și așa că trebuie să mă întorc înapoi și mai durează câteva zile, dar nu mai contează, trebuie să găsim cămila aia. Eu chiar încerc să-i dau sprint, boys, adică chiar alerg aici ca nebunul, în speranța că mă mișc cât mai repede, să explorez cât mai mult posibil, dar... Numai prostia asta de biome, stupid, m-am săturat de biome-ul ăsta, glumesc, e biome-ul clasic din Minecraft, îl iubesc, dar totuși... Deșert? Deșert? Nu-i deșert. Oh, come on now, what? Erau toate în linie aici, cred că de bea s-o spawnat așa și erau toate în linie, arăta foarte ciudat. Ok, da, le las întreaba lor, I guess. Păcat că nu m-am gândit să fac un screenshot la cele țestoase, pentru că mai încolo o să am nevoie de ele, dacă vă vine să credeți. Hopa, văd o junglă. Aș mai încerca puțin, că... Na, mă, așa funcționează în Minecraft, în caz de nu știați. Biomurile calde sunt lângă biomurile calde. Biomurile reci sunt lângă biomurile reci. Și având în vedere că jungla e un biom cald, deci e posibil să dăm peste savana sau orice altceva. Dar ați văzut cum mi-am luat damage așa și nici măcar n-am băgat de seamă. Eram gen, da, e ceva normal. Suntem pe ultra hardcore. Nu e normal să faci așa ceva. Mă simt eu prea șmecher, cred că. Cred că asta e toată șmecheria. Șmecheria e că sunt eu șmecher. Ce? Ia uite ce am găsit, boys. Am mai găsit încă un pillager outpost. Nici nu știu dacă să mă duc în el, sincer. Nu cred că o să mă duc în el. Dar văd acolo savana, deci cam pe acolo o să mergem. Hai, Wilson. Cred că o să trebuiască să ne batem foarte, foarte puțin în caz de ne atacă. În caz de ne atacă, îi atacăm și noi, da? Știi să te bați? Știi să te bați sau nu? Ok, bine. Să sperăm că știe. De-abia omorau, ultima dată de-abia omorât o vacă, dar e ok. Hei, hei, wow, unde alergi, unde alergi? Stai puțin. Știi ceva? O să ignorăm. O să ignorăm că n-am chef să mă bat cu ei acum. Primele 50 de zile i-am bătut, de i-am stins și ei pe mine. Dar tura asta cred că o să-i mai ignor, așa că n-am de ce, efectiv. Eu voiam să ignor, dar ei nu prea voiau. Aparent le-am călcat pe teritoriu. Dar din fericire, Wilson o sărit în ajutorul meu. Aud o arbaletă. Băi, e de aia cu piercing. Oh my god. Au! Wilson, dă-i Wilson! Wilson! Bravo, Wilson, good boy, very good boy. Ce mi-a dat aici? Project Piercing 1. Nu te bă de aici, bă, porcăria. Bravo, Wilson, you are a good, good boy. Stai puțin că era să mor. Aparent nu mai scap de pilgeri ăștia. Da, unde eram? Tăiam copacul. Văd sand. Oare o fi deșert? Doamne ajută să fie deșert, că nu mai pot. Vreau deșert odată. Să nu fie degeaba tot drumul ăsta bătut. Să nu fie degeaba. Hai, că pare că e sand, pare că e foarte mult sand. S-au aliniat într-un final stelele și pentru Rainbow Colpir. Wow! Yes, baby, come on! Wilson, ești cu mine? Ești cu mine, cum să nu? Bă, ce bine m-a urmărit Wilson azi, respectele mele. Mamă, dar n-am nici braș. Hai, dacă găsesc un templu, era bine să am și brașul la mine, dar las că fac eu rost din braș. Pe mine mă interesează ce mai tare și cactusul, why not? Hai să luăm și câteva bucăți de cactus. Dar cămila aia odată. Mamă, hai că am găsit deșert pe naiba. Bine, am găsit Coral Reef. Super, da, ce să zic. Ok, hai să mergem în direcția aia, vedem dacă găsim ceva. Dacă nu, iarăși Coral Reef. Nu mă interesează de Coral Reef, man. Hai că e promițător. E foarte promițător. E mega promițător. Hai, un sat în față și am plecat. Un sat în față. Bă, mai am o grămadă de treabă zilele astea, ce fac? Chiar urmează să am o grămadă de muncă de făcut. În ultimele zile, nici nu știți cât de stresat eram. O să vedeți voi. Trebuie să am noroc. Țineți-mi pumnii, oameni buni, trebuie să găsim acum. Până și o fântână, dacă găsesc, sunt bucuros. Că în fântâna aia există un suspicious sand acum. Și poți să obții ceva din ea, dar... Ia. Să nu spui că aia chiar e fântâna, nu? Da, am găsit fântâna, superb. Atâta? Doar fântâna? Stai că urc aici și o să văd mai bine.
O să văd mai bine că nu-i nimic. E pustiu în deșertul ăsta. Oh, shit, man. Hai să dormim. Oh, oh! Yes! Yes! Mă scuzați. Mă scuzați, sunt foarte excited că am găsit într-un final ăla. Oh my god, nu vine să plâng acum. Ok, bun, fiți atenți. Este aici un suspicious sand, dacă îl observați. Îl vedeți, nu? Wilson trebuie să faci în rost de cupru și de o pană. Trebuie să omori tu o găină. Găini unde erau încolo? Hai că avem puțină treabă de făcut, dar hai să luăm Camila. Hai să luăm Camila. Sigur, în orice sat de deșert se spawnează o Camila. Așa că nu există șansă să nu fie nicio Camila, că ar fi stupid, sincer. Și hai să vedem și noi acum cam câte pulpițe primim de la o supă de asta, că eu n-am observat până acum. Mamă, primim vreo 3, ești nebun? Uite Camila! Boys, boys, cât am așteptat Camila aceasta, oh my god. You are so, so beautiful. Oh, scoate niște sunete. Scoate sunetele. Bă, Wilson, stai puțin, nu poți să te urci pe ea. Eu te-aș pune pe ea. Uite, ai avea loc aici în spate. Eu chiar te-aș lua, dar cred că trebuie să-i facem asta. Atâta? Oh, plouă. Oh, s-a ridicat Camiloiu. Camiluța. Mă rog, nu știu, trebuie să-i găsim un nume. Și am să vă las vouă misiunea asta, oameni buni. Lăsați în secțiunea de comentarii un nume bun pentru o Camila, că eu habar n-am. Bă, băieți, îmi pare rău, dar o să vă fur Camila. I'm so sorry. I'm so, so sorry, dar trebuie să vă fur Camila asta, că vin de departe rău. De departe rău vin ca să iau această Camila. V-aș da ceva în schimb. Uite, o să vă dau în schimb un măr. Sper să vă placă. Wilson, tu vii cu mine, da? Dăm și sprint, dăm și dash. Oh, ce fain e dash-ul ăsta. Numai că nu știu cum o să facem să o băgăm în... O să fie greu. Am realizat foarte repede că o să fie cel mai mare traseu să duc Camila asta acasă. Dacă pot să bag Camila în barcă, e bine, rău. Că trebuie să o transport cumva, știi? Și nu știu cum să fac altfel decât așa. Sau cu un lead, dar de unde lead? Ai, tu îți dai seama că eu nu pot să merg Camila asta, doar trebuie să o colesc o grămadă ca să merg Camila asta. Stai acolo, intră acolo. Bine, e puțin cam absurd să încerc să bag Camila asta în barcă, nu? Și parcă vezi că se poate și nu reușesc eu. O să o colim, o să o colim foarte mult până acasă, să o ducem unde vrem noi. Dar hai să mai explorăm puțin acest deșert. Mai explorăm puțin acest deșert în speranța că o să găsim și un templu. Băi, șmecher cu Camila. For sure, e chiar foarte șmecher. Se mișcă foarte încet, trebuie să-i dai sprint neapărat ca să te bucuri de ea. Are și dash-ul ăsta incredibil, very nice. Dar după dash, fii atent, este un fel de cooldown și nici măcar nu poți să alergi. Pentru că o obosești așa de tare pe Camila asta. Încât nici nu poți să alegi. O să iau mărul înapoi. Dacă nu-l vreți, nu-l vreți. Ce să vă fac? O să fie un drum lung spre casă, dar măcar o să avem o Camila. Nu știu cum urcă munții. Sper că urcă munții. Parcă văd că e misiunea imposibilă și îmi trebuie neapărat un lead. Dar ca să fac rost de un lead, trebuie să găsesc un wandering trader. Și știți voi ce trebuie să-i fac după. Wilson, ții pasul cu noi sau... Hai, că ții pasul cu noi, e bine. Ia, fiți atenți. Oh, bine. Bă, sincer să vă zic, nu știu dacă se merită să mă chinui să fac un braș pentru un singur suspicious sand pe care îl găsim în fântâna aia. Dar să știți că în fântâna aia acum se găsește un suspicious sand, așa că... Da, așa, ca să știți și voi. Ia să vedem, putem să facem săritura asta? Ok. Mă așteptam că o să se întâmple asta. Oh, nu. Nu, te duci în direcția greșită. Oh, nu. O să fie greu. Încă un sat! Oameni buni! Încă un sat! Două Camile! Wow! Ia uite Camila. Ia uite Camila 2. Ce frumoasă îi. Dar o lăsăm acolo, că n-avem cum să mergem cu două Camile. Ia să vedem de ce este în stare Camila aceasta. Întrebare. Oare aș putea să fac parcurul ăsta? Oare o să regret? Eu zic că pot. O să... Da, am putut. Mă așteptam să dau cu capul de cactus. Am dat puțin cu capul de cactus, dar e ok. Uite și templu. Uite-l templu acolo.
Mergem și la templu, vă dați seama. Numai că nu prea am loc în inventar și îmi trebuie cupru și o pană ca să-mi fac braș. Da, păi, da, o mică aventură așa de început, mai avem chestii de făcut multe, chiar foarte multe, de asta mă și panichez că se duc foarte multe zile aici, dar e ok. Ia să lăsăm Camila aici, mă duc după niște cupru, stai aici, Wilson. Cupru. There we go. Perfect. Bun, perfect. Fix de unul am nevoie. O să iau ăsta las aici, ca amintire. Da, acum până găsesc o găină, îmi pareu că nu mai găsesc și trebuie să mă întorc acasă și aia e. Dar templu acolo, foarte important. Templu acolo ar merge să mergem. Dar nu, nici n-am loc să pun chestii. Da, ar fi mers un chest în spatele Camilei, pentru că așa depozitam niște chestii și... Și na, era bine, dacă tot nu sunt pe multiplayer să vină cineva în spatele ei, măcar să pun în chest, nu? Și acum să vă prezint de ce este complicat să mergi cu Camila într-o pădure. Fai, dar chiar e greu să mergi cu Camila asta, ce? Trebuie să fac asta de fiecare dată? Oh, no. Da, cred că o să venim altă dată la... Dacă nu găsesc nicio găină prea pe aproape, cred că o să venim altă dată la acel templu. Oh, nu. Wow, ce frumos se vede baiemul ăla de cherry. Ce faceți, bă, băieți? Sunteți bine? Aveți o fierărie, cumva? Wilson, tu ești cu noi, da? Bun, așa. Împingi și tu Camila cu mine, că ți-am ba piciorul, e grea rău. Haide, bă! Ne trebuie și un cal. Oh, da, ne trebuie și un cal dacă vrem să ajungem repede acolo, la templu. Cred că o să venim cu un cal tura viitoare și o să fie mai bine. Spoiler, cu Colpir. Am obținut un cal, dar hai să jucăm un joc. Ce culoare credeți că va avea calul meu? În ziua 56 mă chinuiam în continuare să trec de pădurile astea înguste. De asta, wow, ați văzut că pot să stau cu crouch pe Camila? Mă rog, de asta... Baiemurile astea vechi trebuie schimbate și făcute cu copaci mari, frate. N-ai cum să lași copaci ăștia mici și nu poți să mergi nici cu Camila, nu poți să mergi cu nimic. Efectiv, e oribil. E absolut oribil. Nici cu calul nu poți să mergi, calul meu pe aici. Și uite puțin cât am de... Stai că fac așa. Bun, și acum îi dăm. Ajungem noi poi mâine, băieți. Din fericire, am reușit să salvez Camila, pentru că în apă mă aștepta un înecat cu un trident. Da. Wow. Wow, este unul cu trident aici. Ok. Ok. Dar sunt dispus să obțin un trident dacă îl găsesc pe ăla. Auzi, Wilson, stai aici. Trebuie să mă duc într-o mică bătălie. Cineva a aruncat cu tridentul după mine și nu-i permit. Oh, holy shit! Ați văzut câte inimi mi-a luat cu lovitură? God damn! Era să mor. O să mă retrag în liniște. În foarte liniște. Ok. Ok. Nu-s doi, nu? Ok. Ok, doar unul are trident. Ok, aproape m-a omorât. Ok, din nou aproape m-a omorât. What the hell was that? Ia uite-l. Ia uite-l cum dă. Mă, am dat sar după el. Nu știu de voi, dar eu am avut sau emoțiile la faza asta. Oh, nu. Dă tridentul! Nu mi-a dat tridentul. Ce nenorocit, aproape m-a omorât de două ori. Bă, voi vedeți cât dă un trident de la... Băi, n-ar fi stricat să am și eu unul, dar... Jesus! M-a pălit rău omul. Na, mă rog, hai să continuăm aventura, I guess. Ok, acum încep să mă întreb de ce o mai adăuga Camila în jocul ăsta dacă nici nu poți să te plimbi cu ea. Efectiv, nu poți să faci nimica cu ea. Uite puțin cu ce se întâmplă. Deci nici nu vă chinuiți să o luați Camila dacă vreți să o folosiți gen la transport. N-ai nicio treabă, trebuie să te plimbi doar prin deșert cu ea. Deci n-ai cum să faci alte chestii. Sau pe drum drept. Unde găsești drum drept? Că găsești numai păduri din astea în jocul ăsta. Unde am ajuns cu Camila? Nu vine să cred. Wilson, tu ești cu... Ia, e bun. Băi, măcar câine bun, frate, câine bun. Ia, uite casa acolo. Uite,
Uite, uite, sniffereii mei. Vai, ce frumos arată tot biomul ăsta dacă e luminat. Chiar o să fac asta. O să pun lumină. Ia, uite, uite aici, uite aici. Nu poate să-mi facă nimic ca zombii ăștia. Da, s-ar putea să fie creeper, ceea ce nu îmi place deloc. Ia, uite, uite-l pe ăsta. Hei, hei! Mi-a dat damage pe cameră. Wilson ăsta e băiat bun, cu intenții bune, dar face niște prostii câteodată. Dă-te, de ce dai în mine, bă? Că te omoară Wilson acum. Uite ce-ți face Wilson. Aha, that's right. Lăsați-mă pe ce să dorm. Vă bate Wilson. Vă bate Wilson pe toți. Wilson, nu-l împinge spre mine, ești tâmpit. Ziua 57. Pentru că m-ai salvat puțin, bine, erai să mă și omori puțin, dar primește aici niște rotafești. Doar unul? Ok, am crezut că vrei mai mult, dar nu contează. Hai să vedem cum facem să băgăm Camila acolo. Trebuie să o băgăm cu sniferei, dar cred că o să fac ceva de genul. Ah, lejerea, nu, stai puțin, dar stai să vezi că asta o să iasă. O să iasă ea singură dacă o împing. Hei, uite, am primit un... Da, trebuie să-i facem un alt loc. Și așa o să ne ascundem noi Camila, fii atent. Eu o punem unde trebuie. Îmi pare rău că trebuie să o ascund, nu voiam să o ascund, dar până îi facem un loc mai șmecher, trebuie să o punem undeva, nu? Că o să plece ca nebuna. Ok, o lăsăm... Mamă, trebuia să fac puțin mai mare locul ăsta. Ok, aparent chiar trebuia să-l fac mai mare. O lăsăm aici, că nu poate să sară. Pare rău, Camiluță, dar trebuie să stai aici momentan. O să-ți fac un loc mult mai frumos. Promit, dar nu știu când. Am treabă. Am treabă multă chiar. Așa că am pus itemele la locul lor. Mi-am făcut inventarul, am plantat câțiva copaci de Dark Oak și am început o mină. Era timpul să merg în căutarea diamantelor. Ca să-mi dau și eu upgrade la armură și unelte. A, da. Și era să mor. Clasic, nu? Da, era să mor. Cred că de acum o să țin filmarea tot timpul pornită. Ar fi mai indicat că nu știi niciodată când pici undeva, cum ar fi aici. Da, da, era să o mierlesc, dar sunt bine. Să continuăm mina asta interesantă pe care vreau să o fac. Asta e special pentru diamante, nu de altă. Nu vreau să fac strip mine pentru diamante, să găsesc cât mai repede și cât mai multe. Și da, e mai mult pentru diamante chestia asta ce fac aici. În ziua 58 am dat peste un cave, din păcate. Sau poate că nu, pentru că am găsit ceva destul de rar. Cred că o să fie un drum lung până jos. Ar trebui să punem apă. Mamă, dacă îmi dă scheletul una... Bă! Păi vedeți ce am găsit? Oh my god, am găsit Ancient City. That's great, fix asta aveam eu chef, să găsesc Ancient City. Nu, frate, eu am venit pentru diamante, nu pentru Ancient City. Nu pentru Warden. Nu vreau să mă întâlnesc cu Warden-ul, sincer să vă zic. Nu prea sunt fan Warden. Nu sunt clar pregătit să mă bat cu el, dar se vede clar că acolo este Ancient City. Pentru că văd niște torți, niște lanterne, de fapt, albastre. Măcar tura asta am fost atent și n-am căzut ca tâmpitul, că de la înălțimea asta sigur muream. Dacă cădeam pe o stalactită de asta, tu știi cum muream? Dar nu muream pentru că am totemul. Wardenule, stai acolo, da? Bine, am putea mai încolo, când suntem puțin mai pregătiți, să mergem să vizităm Wardenul și nu neapărat Wardenul. Nu neapărat Wardenul. Ce vreau eu să vizitez cel mai tare e loot-ul de acolo, că sigur este un loot destul de bun. Mai găsim un măr de aur, mai găsim o chestie. Da, o să facem și asta cu siguranță. Băi, aiurea, am dat aparent peste un acvifer. God damn it. Să mă duc pe în altă parte. Am găsit diamante. Uite acolo, dacă vă uitați, sunt diamante. Ok, I guess minăm așa, dacă nu putem să minăm altfel. Tot vreau să-mi fac un strip mine mai acuși. Oameni buni, ia fiți atenți la lecția asta de ultra hardcore. Ui, ce ciudat, e fără scut! Băi, fără scut e nebun. Nu, mai bine îmi pun scutul aici, bă, dacă când dau peste un schelet... Ia iurea rău, trebuie să am scutul mai bine decât totemul, că nu o să mor eu în mină. Da, e discutabilă chestia, pentru că acum mi-au foarte mult damage de la scheleți, când o să am armură mai bună, o să pot să stau cu totem în mină și chiar dacă mi-au săgeat o să fiu gen, e ok. Dar, acum, mult mai bine scutul, sincer, decât totemul. Totemul, mă uit așa la el și sper să mă apere, dar mă apără el până când mor. Așa, ajungem în Deep Dark, încetul, văd un creeper.
Văd un creeper și nu-mi place. Da, știu, foarte riscant ce fac eu aici, dar e ok. E ok, aveți încredere, sunt un profesionist în jocul acesta. Sunt chiar foarte bun. Am și diplomă de... Nu știu, eu mă duc după diamantele alea, frate. Probabil este doar unul, dar e ok. Bun și ăla. Decât niciunul. Chiar este unul, nu? Jenant. Am zis să mai explorez puțin acea peșteră. Până când... nu mai am căul. În ziua 59, direct pe munte. Laminat de cărbune și fier. Trebuia să iau și fierul, dacă tot îl vedeam. Iar în ziua 60, m-am întors înapoi în mină. Nu m-am mulțumit cu un singur diamant, dă-ți seama. Mi-a fost frică. Nu știu de ce, dar mi-a fost frică. Mă gândeam, bă, poate am scos apa, poate am făcut ceva. M-a luat cu transpirație, dar e ok, e bine. Nu. Not today, my friend. Oh, no. Astăzi nu mănânc nicio supă. Hopa, am găsit un mineshaft, boys. Mie-mi e tare frică de mineshaft-uri. Din simplu fapt că există spider, poison spider, care sunt foarte, foarte periculoși. Dar merită așa puțin explorat. Asta e tot? Really? Asta e tot? Sigur este mai mult, dar n-am chef acum. Mă duc după diamante, eu am chef de diamante acum. Am luminat puțin zona și am continuat să sap până la nivelul diamantelor. Mă gândeam acum, oare cum ar fi să-mi cadă un creeper în cap? Nu cred că e o idee bună, așa că o să-mi pun un trapdoor aici. Pun o trapă că... you never know. Am găsit diamante! Dar faza este că... este și deep dark aici. Mhm. Și văd că nu mai scap de el. Cumva nu mai scap de el. Dar hai să vedem câte diamante facem până la urmă. Dacă nu se aude niciun shrieker, e ok, mai stăm. Mai stăm puțin. Dar am făcut doar două. Really? Ce mi-aș dori un enchant acum. Se sparge așa greu piatra asta. Holy smokes. Stai să vezi când o să minez cu pickex de iron. Da. Mi-am ales locul cam prost, sincer. Dar ce să faci, ai? Din păcate nu prea aveam noroc. Dădeam în continuu peste lavă. Well, that's a bummer. Ok. Deci cam asta au fost cu strip mine-ul meu, eh? Iar când nu dau peste lavă, dau peste deep dark. Yay! Oh, no! You gotta be kidding me. Ok, chiar mi-am ales locul prost. Fuck! Ok, n-am chef să mă întâlnesc cu Wardenul când ies de aici. Chiar nu am chef să fac asta. O să mă îndepărtez de locul ăsta, I guess? Ok, a treia oară vine Wardenul. Știți asta, nu? Bine, nu cred că o să vină fix aici, dar... chiar nu cred că e idee bună să mai săpăm pe acolo. Uite, am găsit diamante, gata, hai să plecăm. Nu știu dacă-s destule. Oh, nu! Din fericire, am activat alt Skulk Shrieker și din câte știu eu, trebuie să-l activez pe 1 de 3 ori și atunci se spawnează Warden-ul. După ce l-am spawnat odată pe Warden, după la fiecare Shrieker pe care îl activez, se spawnează Warden-ul direct. Deci doar odată ai șansa aia de 3. Dar nu știu dacă mai sap aici, mai sap... Hai că mai sap, dar ce mi-e frică mie de Warden... L-am bătut pe 1.19 ultra hardcore, ce naiba? Na, uite că am spawnat și Wardenul. Din fericire nu l-am văzut, dar l-am auzit. Și credeți-mă, a fost de ajuns. Am spawnat Wardenul. Boys. Nu e ok, boys. Cred că trebuie să stau aici, că dacă dă prin pereți dracu, I'm dead. Trebuie să stau aici un minut până când se gândește să se bage la loc și cred că o să schimbăm locul de strip mine, că aici nu-i prea ok. Oh, nu! Nu prea îmi place aici. O să stau liniștit până când nu-l mai aud. Și o să mă culc când pot, în curând. Ziua 62. Am rămas fără durabilitate la târnăcopul de diamant și am decis să mă întorc înapoi la bază. Să sperăm că a plecat Wardenul. Da, cel mai probabil a plecat. L-am auzit, de fapt, când a plecat. Bine.
Să sperăm că nu scripări atunci. Vezi că dacă activez un shrieker, acum se spawnează instant warden-ul și vine și mă omoară, deci... Poate ar trebui să mă duc naivii acasă și să nu mai minez aici. De unde dă? Tu-s ceapa ta. 9 diamante. Nu-i rău, dar... Ar fi mers puțin mai multe. O să facem un chest plate. Acum regret instant ce am făcut. Oh, doamne, why, why? Trebuia să-mi fac un pickaxe de diamant. Dar e ok. Putem să facem un anvil. Putem să facem un anvil, nu? Nu știu, una, două, trei. Da, putem, bun. Facem un anvil și reparăm acel pickaxe cu un diamant. Și o să ne mai ajungă pentru o perioadă. 418 lovituri. E ok. Mi-a venit o idee. Vreau să pun un armor trim, boys. Vreau să pun un armor trim și cred că cuarțul arată bine pe ăsta. Sau ametistul. Asta e faza, că și ametistul arăta super bine. Mai bine așteptăm pentru ametist. În ziua 63 am trecut la etapa ferme. Am nevoie cel mai tare de o fermă de wheat, sugarcane și de animale. Preferabil vaci. Până la finalul zilei 63 am reușit să fac ferma de wheat. Iar în ziua 64 am făcut o fermă de sugarcane și am înconjurat-o puțin cu bambus. Nu știu, mie îmi place prea tare lemnul ăsta de bambus. Vouă? Așa că în ziua 65 am făcut și o mică fermă de bambus, dacă tot îmi place acest lemn. Momentan este manuală ferma, dar pe viitor sigur voi face una automată. M-am întors la minat. În continuare, nu eram mulțumit de numărul diamantelor obținute, așa că am zis să epuizez tot târnăcopul de diamant din nou. Și degeaba, că nu am găsit nici măcar un diamant în acea zi. Problema este că iarăși am rămas fără durabilitate la târnăcop și o trebuie să mă duc să craftez două târnăcoape de fier. Da, nu, nici n-aveți idee ce chin este să minez deep slate cu un târnăcop de fier. A trecut ceva timp de la ziua 67 până la ziua 68, am luat o mică pauză de filmare și aveam shader-ul pus aparent, dar nu mi-am dat seama până mai târziu. Partea bună este că am găsit diamante și cu shader, adică arată mai bine aceste diamante. Uite, strălucesc, trebuie să recunoaștem, arată mai bine. By the way, ce părere aveți? În următorul videoclip să folosesc shader sau lăsăm shader să fie doar în timelapse-uri? Aștept părerea voastră în comentarii. Când am urcat la suprafață, am observat că plouă, așa că l-am pus pe Wilson la adăpost sub copac. Stătea ca fraierul în ploaie, nu știu ce cu el. După, am luat niște wheat și am plecat în căutare de vaci. Era timpul să fac o fermă de animale. Am nevoie de so multă piele pentru cărți. Am reușit să aduc acasă vacile. Ba chiar am cules de pe drum și două oi și le-am băgat pe toate într-o groapă pentru moment. E ceva provizoriu, așa. Între timp, mai treceam pe la sniffer să verific dacă au mai scos niște semințe. Și uite, că am îndeplinit jumate din goal-ul meu. Am făcut enchanting table-ul. Numai că mai aveam nevoie de o grămadă de bookshelf-uri pentru a da un enchant de level 30. Adică, uite puțin, doar 3 bookshelf-uri? O să fie... greu. Mi-am făcut un târnăcop și o sabie de diamant și am zis să testez puțin această sabie. Da, taie bine. Am înmulțit animalele din nou și am mai iluminat câteva cave-uri din apropiere ca să nu se mai spawneze monștri aiurea. Să sperăm că nu se supără Camila, o să am nevoie de șaua aceasta. Oh, da, îmi pare rău. Vreau un cal, pentru că sunt sigur că voi urca și voi coborâ muntele mult mai rapid cu un cal. Un cal bun, unul care știe să sară și să meargă super repede. Să sperăm că o să găsim așa ceva. Dacă nu, să fiu cam trist. Dar văzusem eu niște cai gri pe aici și erau foarte, foarte faini și i-aș încerca. Hai să vedem cât de buni sunt. Uite-l! Am găsit unul. Oh, ce frumos e! Oh, what a great horse. Bă, ăsta o să fie calul meu, bă, o să fie calul vieții mele. îl presimt că e bun. Ia uite-l ce nărăvaș e, așa ca mine. Îmi place de el. Opa, hopa, ho, 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 unde mă duci? Oh, easy there. Oh my god, come on. Haide, baby. Încă puțin, bravo, what a good boy. Da. Îmi place, ia să vedem, sare două blocuri. Doar atâta? Să zicem, două blocuri este ok, dar trebuie să avem grijă la powder snow în continuare. Și uitați puțin ce repede m-a mișcat ura aceasta, cum am urcat muntele față de cum urc eu cu picioarele singurel. Deci chiar o dă super bine.
Dar ce voiam eu să fac era în felul următor. Să mă duc să omor vaci, să fac rost de piele mai repede, că durează prea mult acolo la ferma mea. Așa că o să coborăm încetul cu încetul, dar mai întâi de toate aș dormi. Nu pot să dorm. Oh, shit. Oh, I'm so sorry, man. I'm so sorry. N-am mai mers de mult cu un căluț așa frumos și așa rapid și așa drăguț. Ok, gata. Destule complimente. Hai. Oh, alți căluți frumoși aici, dar cred că o să rămân cu ăsta, că îmi place la maxim, sincer. Chiar se descurcă bine. Mai puțin cu săritul. Săritul dă cam prost. Da, cui pasă. Bun, trebuie să mai găsim vaci, multe vaci, pentru că am nevoie de multă piele și cred că am să iau și sugar cane-ul. Să grăbim procesul, nu? Găinile astea fac ouă, că am nevoie și de găini. De ce nu fac ouă găinile? Sincer, eu vreau să merg până în următorul sat, că știu că este un sat pe aici prin apropiere, dar știu că de fiecare dată când mergeam prin satele astea, niciodată nu luam bookshelf-urile și am luat dintr-un singur sat care era din partea aia, deci ar trebui să găsim niște bookshelf-uri, poate dacă avem noroc și găsim un librarian, ar trebui să găsim niște bookshelf-uri, dar trebuie să trec această parte, oh no, bă, dar altfel mergi, bă, cu calul, altă viață, oh my god, îmi scurtează sau mult timpul, aia, da. Sunt prea fericit, îmi pare rău că zic asta în continuu, dar sunt prea fericit. Până când cad cu calul în powder snow și o să plâng. Din păcate, chiar o să se întâmple asta. Mă gândeam ce nume să-i pun acestui cal. Și având în vedere că e gri și foarte frumos, am să-i zic Grigore. Zi-mă că nu e un nume bun. Grigore. Asta e, nu știu dacă e cel mai bun nume de cal, dar având în vedere că e Grigore. Grigore sună... Bă, n-am avut niciun cal pe nume Grigore. Grigore, stai aici, pentru că mă duc să not. Tu nu cred că poți. Bă, dacă îl pierd pe Grigore așa, ar fi oribil, dar hai că mă mișc repede. Sper. Bună ziua! Aveți cumva pe aici, prin căsuțele voastre, niște cărți? Sau nu prea citiți voi, a? Cărți nu am găsit, dar măcar... Aha, morcov. Perfect. Unul îmi trebuia. Gata, mă duc înapoi la Grigore. Uite ce cal deștept și frumos. Da, acolo și mă așteaptă. Nu știu dacă la cal se zice good boy, dar good boy. Very good boy. Hai, să mergem să mai căutăm niște vaci. Ce mișto arată timelapse-ul când ești pe cal. Nu, chiar arată fain. Cât m-am mai familiarizat cu Grigore, am ajuns la concluzia că... Îmi pare rău, dar trebuie să o zic. Nu. Grigore, dă-i, așa, bun. Mamă, Grigore, stai așa de rapid încât nu se oprește nici în powder snow. What a great dog, horse-o. Da, bun. Ce voiam zic? Da, îmi pare rău. S-ar putea să primesc hate pentru asta, dar who cares? Calo e de 1000 de ori mai bun decât Camila. Camila e mișto și toate alea, drăguț. Foarte fain, foarte fain. Dar Camila e doar așa de plimbare prin oraș sau ceva de genul. E ca și cum îți scoți Lamborghini-ul și te plimbi cu el, știi? Da, calo, off-road, frumos, aici, urcăm, sărim, mergem pe munți, ăsta da, bă, ăsta da, cal. Așa se face, domnule, așa da, asta da. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar calo mai bun decât Camila. Da, să-mi ziceți în comentarii dacă numai eu am părerea asta sau nu. Adică, look at this, man, cum am trecut de muntele ăsta. Îmi salvează super mult timp, dacă știam, îmi luam calo mai devreme. Oh, ce frumos arată tot locul ăsta! Wow! Și o să arate și mai fain când începem să construim chestii. Știi ce-i ciudat? Nu a venit niciun Wandering Trader. Am nevoie de un Wandering Trader pentru lead-urile alea frumoase pe care le dă el așa cadou. O să las și calul aici. O să las și calul cu Camila. Wow! Nu vă certați, da? Ziua 72. Am pus încă vreo 5 bookshelf-uri, dar mai aveam mult de muncă până să-l fac full. M-am urcat pe cal și am pornit în căutarea vacilor. Din păcate nu am găsit așa de multe, așa că m-am descurajat și m-am întors înapoi acasă să-mi fac treburile casnice, clasice. Nu știu, știi tu, să dai la vacă uit, să culegi uit-ul. V-ați prins voi. Te faci de râs, Grigore, te faci de râs. Oh nu, powder snow! Oh nu! Am scăpat. Nu știu cum, dar am scăpat. Până unde naiba găsesc și eu mai multe vaci să le omor? În satul ăla am fost, am luat cărțile.
de aici, în satul din față. Bine, aș putea să omor cai, dar nu vrem noi să omorâm cai, chiar nu-i frumos. Vacile le mai omorâm, dar cai nu-i frumos, frate. Doar dacă suntem disperați. Grigore, n-ai auzit ce am zis. Nu te uita. Nu, voiam să fac, dar nu o fac, frate, chiar trebuie, nu. De ce să omor căluții ăștia? Voi știți ce sunete scot căluții ăștia când mor? E sfâșitor, îți sfâșie inima. Nu pot să fac asta. Unde naiba sunt vacile în jocul ăsta? În sfârșit am găsit o hoardă de vaci. Bă, câte vaci avem acum, nu pot să cred. Până acum nu era niciuna, acum s-o sută. Na, v-a plăcut? Bă, ăla e alt sat. Și eu m-am rătăcit. Da, nu voiam să vă zic asta, dar m-am rătăcit. Și acum nici nu am busola către casă. Da, mă descălcesc, eu nu-i problemă. Dar mi-am dat seama că e sat nou. Pentru că... Sau e sat nou ăsta? Bă, nu-i sat nou, bă. Sau ei? Vedem acum, imediat. Bă, cred că am mai fost aici. Da, cred că am mai fost. Deci e satul ăla? Bă, stai că nu înțeleg. Ce am făcut? Cum m-am rătăcit așa în halul ăsta? Da, busola aia chiar ajută. Cred că avem destulă piele acum să ne facem full enchant. Full enchanting table, voiam să zic. Cum bă să-mi pierd casa, bă? Grigore, ești prea rapid, m-ai amețit, nu mai știu pe unde să merg. Cred că după muntele ăsta trebuie să fie, dar n-are cum, nu? Asta este, frate, te mai și rătăcești, nu poți să fii tot timpul perfect cum sunt eu. m-am urcat pe Camila. Au! Ok. Știu că totul e foarte dezordonat aici. Sunt conștient că totul e foarte dezordonat. Dar pentru început, așa lucrez eu, mai dezordonat. Da, doar la început, după o să fiu mult mai organizat. Sper. Da, nici nu mă chinui acum să mă organizez prea tare, sincer să vă zic. Eu așa mă distrez, mă joc Minecraft, mă bucur de jocul acesta minunat și ne apucăm acum să ne facem chest-uri, chestii, dar n-are rost să ne grăbim acum. Bun, sugarcane, foarte mult sugarcane avem nevoie să terminăm odată acest enchanting table, să dau și eu măcar două enchanturi. Un fortune pe un fortune pe pichex solar merge sau bine. Dar nu știu dacă o să avem noi așa de mult noroc, dar încercăm. Eram sigur că nu o să avem destul sugarcane. Ceai de capul meu. Da, teoretic ar fi trebuit să mă apuc de strâns sugarcane mai din timp, dar asta este de acum. Trebuie să rezolvăm și această problemă. Și singura soluție era să mai plantez niște sugarcane, așa că am improvizat o nouă fermă. Ce să fac între timp? Nici nu știu ce să fac între timp, asta e problema. Ziua 75. Am mărit puțin ferma de animale, am început să tund și oile, voi avea nevoie mai târziu de lâna lor, cu siguranță. După, am pornit într-o mică aventură care mai mult m-a costat timp. Eu aveam alte lucruri de făcut, dar deodată m-am decis că, bă, o să am nevoie de lemnul ăsta pentru viitoarea mea casă. Da, asta trebuia să fac azi. În momentul ăla, eu credeam că o să am timp să fac și casa de început în aceste zile. Săracul colpir, nu știa ce îl așteaptă. Oh my god, I'm so so sorry. Wow, periculos. E cam periculos. Da, very very nice. What can I say? No. Oh, săracul cal. O trecut prin multe belele cu mine. Iar când am ajuns înapoi acasă, am mai extins încă puțin ferma mea provizorie de sugarcane. Mare furtună ce-a venit în ziua 76. Yo, a venit thunderstorm-ul deodată așa. Wilson, stai aici, că s-ar putea să apară foarte mulți monștri deodată. Interesting. O să mă duc în mină să iau niște diorite. Am nevoie de diorite, am nevoie de calcit, dar calcit încă nu am dat. Bă, colpir, lasă blocurile de construit. Trebuie să te pregătești pentru ferma de gold. Oh my god. Mă rog, o să fie bine. Stați calmi, o să fie bine. Mamă.
frumos, o furtună. Plus că o să fie destul de benefic pentru următoarele 50 de zile. Deja am aproape jumătate de casă construită, că am blocuri. Mhm, da. E bine oarecum. Oarecum. În ziua 77 mai aveam super puțin sugarcane de strâns până să ajung la enchantul de level 30. Fai, am rămas fără cărbune și nici fier nu prea mai am, deci... Da, cred că va trebui să cutreierăm munții. Am continuat să minez cărbune și fier în ziua respectivă. What? Iepurașul ăsta nu e rar? Nu, nu cred că e rar, nu? Dar nu l-am mai văzut de 100 de ani. Sigur nu e rar. Da, nu e rar. Sau? Hă? Nu știu. Dar nu l-am mai văzut de sus mult, ce frumos e. Ziua 78. Ia să vedem, facem level 30 acum? Teoretic? Da, 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 da. Hai să dăm primul enchant, oameni buni. Ok, 3 lapis lazuli, hai pe ăsta cu Unbreaking 3. De obicei când apare Unbreaking 3 aici, sunt multe șanse să primești și alte enchanturi mult mai bune. Așa că... Eficiență 4, Forge 3, Unbreaking 3, cel mai tare! Efectiv, e cel mai tare pickaxe pe care poți să-l ai vreodată. Am fost foarte norocos la primul enchant. După, a urmat o serie lungă de ghinion. That's amazing! That's very, very lucky. I'm a lucky man. Ok, încă puțin și putem să mai dăm încă un enchant. Și acum putem să scoatem și toată asta, nu? Am coborât să iau XP de la Skull. Am zis că este o idee bună de a face XP, dar într-adevăr există riscul de a spawna Warden-ul. De asta nici nu am mai făcut asta în următoarele zile. What? Nu mă așteptam la asta? Oh, nu... Am uitat complet că se pot spawna așa random ăștia. Oh, doar Protection 3, what a stupid enchant. Knockback 2 și Unbreaking 3. Oh, cam rău. Cam rău, rău, rău. Dar la primul am avut noroc măcar. Cred că am să mă duc până în Nether să explorez eu puțin locul ăla, că nu prea l-am explorat ultima dată. Ultima dată m-am dus repede, am luat niște lemn și am plecat. Dar acum, cred că sunt puțin mai ok, măcar am ăsta de protection. Cred că o să o scot la un moment dat și o să spun ceva mai bun, vă dați seama, dar momentan, să zicem. Nether. Cât de mult iubesc eu Nether-ul? Deloc, vă zic eu, deloc. Ia că am luat aici niște blocuri să facem o mică cameruță pentru nebunia asta de portal. Nu, scheletul! Nu da, scheletule! Văd un bastion acolo foarte aproape. Înseamnă că de acolo o să luăm netherite upgrade-ul. Că e super mega aproape. Oh, nu! Îl prind? Prea greu. Și am început să minez quartz, noua mea sursă de XP. În ziua 80 am făcut o colpirească. Oh shit, am uitat să filmez chestia asta, era pe pauză filmarea. Ce urăsc când se întâmplă asta. Mă rog, nu mai contează. Am scos enchantul de pe Diamond Chest Plate și uite că am pus alt enchant care este de 1000 de ori mai bun. Protection 4 și Unbreaking 3. Este mult, 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 mult mai bine decât Protection 3 simplu. Trebuie să mă apuc de proiectele alea mai mari, nu? Cred că asta ar trebui să facem. Da, cam ar trebui. Problema era că eu nu știam că o să necesite așa de multă muncă această fermă de gold. Dar stați așa că iarăși am fost distras. Ghiciți cine m-a vizitat. You gotta be kidding me, right? Iarăși voi? Nu puteți să vină un gușter din ăla de Wandering Trader? Trebuie să vină urâții ăștia. Și de ce? Mamă, stă cu ochiul închis de vrea să mă țintească, îl vedeți? Ia uite-l pe la bă cum se uită. Mama mia. La bătaie cu noi băieți. Să le arătăm cine-i șeful. Cred că băieții nu mai știu cine-i șeful. Doar 3? Mamă, ce mișto e knockback-ul ăsta. Dar în același timp nu prea. Aha, da, nu prea, nu prea e așa mișto. Ok, trebuie să beau o găleată cu lapte acum. Și când credeam că am scăpat de acești pilgeri, uite unde i-am găsit pe restul. Oh, nu. No. Bă, what a idiot. Doi idioți. Ia uite-l pe ăla cum se uită la mine. Mamă, din cauza voastră. Mamă, cât tupeu. Ziua 81. Aveam două side quest-uri. Trebuie să obțin ouă de țestoasă, dar mai întâi Silk Touch. Arată
ciudat și drăguț în același timp, dar da, mai sunt 20 de zile din acest videoclip și va trebui să fac o fermă de gold. La asta m-am gândit eu că, bă, mi-ar trebui o fermă de gold. Am o fermă de raiduri, o fermă de gold, asta înseamnă că dacă le-am pe astea două, sunt deja super bazat și după pot să mă apuc eu de nebuniile mele. Important e să reușesc să supraviețuiesc, să fiu foarte bine stabilit din punctul ăsta de vedere. Și ca să vezi, pentru o fermă de gold avem nevoie iarăși de niște ouă. Cum am avut nevoie tura trecută de ouă de sniffer, tura aceasta o să avem nevoie de ouă de țestoasă. Eu mi-amintesc că am văzut mai multe țestoase pe drum, cred că încolo, mult mai departe, așa că cam asta cred că vom face. Vom merge să luăm niște ouă de țestoase, numai că va trebui un silk touch ca să iei acele ouă de țestoase, dacă nu mă înșel. Ceea ce e cam nasol pentru că nu avem silk touch. Sau cum naiba ce facem? Cum facem rost de silk touch acum? Ar trebui să dau grind să fac repede un silk touch? Eficiență 4. Cine știe dacă îmi dă silk touch pe ăsta? Așa că dă-i tată laminat quartz. Dacă eu pun pickaxe-ul ăsta de iron aici, primesc un fortune 3. Dacă îl pun pe ăsta, primesc un eficiență 4. Well, dacă e fortune, clar nu funcționează, pentru că fortune și silk touch nu se pupă. Hai, Doamne ajută, poate avem noroc. Doar eficiență. Nasol. Și hai să reparăm acest pickaxe de diamant, dacă tot îi. Primul nostru pickaxe de diamant. În ziua 81, iarăși am făcut o culpirească. Wow. Wow. So skill-ul ce l-am avut aici. M-am deschis schema asta cu ieșitul de joc în ultima secundă și intrat înapoi. Oh my god, poate să salveze viețile oamenilor. Da, promit că nu mai fac asta, dar a fost instinctul, îmi cer scuze, nu știu ce am. Ok, data viitoare nu mai fac, promit. Bine, aveam totemul în mână, clar supraviețuiam, dar pierdeam totemul. Da, știu, a fost ciudat, nu a fost fair, dar nu contează. Nu contează, nu vreau să pierd un totem așa, iurea. Trebuie să fac un pod mai bun acolo, asta e clar. M-am întors acasă în ziua 82. Să mai bag o fisă. Poate pică silk touch-ul ăla odată. Hai, dă-mi un silk touch. Dă-mi un silk touch, frățioare, că nu mai pot. Nu mai vreau să merg. Eficiență pa... come on now. Ok. Încă o tură, două. Și dacă vă întrebați de ce nu treci mai multe nivele și după fiși dai de două ori? Păi durează mult mai mult să faci de la 30 la 31 decât la 27 la 28. Știi ce zic? Gen, cu cât e nivelul mai mare, cu atât mai greu faci. Mă rog, credeți-mă, cred eu că e mai eficient așa. Să vii, faci level 30 și te-ai dus, ai dat în cean și tot așa. E puțin mai rapid. Ok, Colbert. Ok, încă nu ai feather falling. Come on. Ce am să -i omor pe zombălăi ăștia? De-abia aștept să iau gold de pe urma lor. Magma. Da, și am nevoie de 16 stacuri de magma blocuri pentru ferma de gold. Da, o să fie cam aiurea de strâns. Da, asta e o problemă pe mai încolo. Mai întâi, silk touch. Și acum presimt că vine silk touch-ul, nu știu cum să vă zic, dar îl simt că vine, trebuie, merit. Fai ce lumină e aici, mă dor ochii, cât de, oh my god, e prea puternică lumina aici. Pam, silk touch, fortune 2, trebuie să mă uit să văd dacă pot să iau ouăle alea în alt mod. Poate pot să le iau în alt mod și nu știu eu. Nope. Nu se poate. Rămâneam puțin fără speranțe, așa că tot mă gândeam cum altfel aș putea să fac rost de acest enchant. Mă gândesc acum poate prin ruinele de portal, pe unde am mai fost eu, poate era un pickaxe cu silk touch, tot timpul mai sunt din astea de aur, știi? Dar nu contează, eu am nevoie gen doar pentru un ou să-l iau, atâta, trebuie 2-3 ouă, nu știu exact. Cred că unul ajunge, pentru că zombălăi ăștia... De porci sunt atrași de oul de turtle, oul de țestoasă. Aparent, nu știu de ce sunt atrași, vor să-l distrugă, la fel și ei și zombălăi, gen, da, e weird, dar așa funcționează ce vrei să fac. Ok, come on, don't do this,
Bine că mai este coarț pe aici, e destul de aproape de portal. Dar vreau să văd dacă găsesc cumva, din întâmplare, și o fortăreață. Nu mi-ar strica deloc. Nu, nu văd nicio fortăreață. Wow, o să avem de muncă, dar bine că nu trebuie să mergem astăzi neapărat la fortăreață. Eu am alte planuri. Hai că am strâns ceva coarț. Am strâns destul de mult. Nu știu, nici nu mai am speranțe. Poate pică, poate nu pică. Cel mai probabil nu pică. Pierdem timp aici cu siltaciul ăsta că nebunesc. Dar ce să faci, domnule? Trebuie cumva eficiență și siltaci. Nu știu ce să fac. Nu o să scrie niciodată, cred că aici siltaci. Nebunesc. Și putea să fac rost de la villager, dar de la villager până fac rost de ei, trebuie să fac și rost de emeralde și mai multe chestii. Nu știu, e durere mare. Stai să văd ceva. Punem această carte, Quick Charge Protection 2. Quick Charge 1, la level 30, serios? Nici nu știu cum să abordez situația asta, oameni buni. Sunt puțin în pană de idei, cum acționez, ce fac, care-i treaba. Sunt disperat. Mă duc la ruinele de portal să le verific din nou dacă am găsit un siltaci și n-am observat și nu l-am luat, bine, niciodată nu-l iau, nu știu de ce nu iau, dar uite că ai nevoie, frate. Deci când prindeți acum siltaci într-un chest dintr-o ruină de portal, pe un pickex, orice ar fi, el poate să fie și pickex de lemn, luați pickex-ul ăla. Come on. Chiar e o idee foarte bună să-l iei, pentru că uite cât de greu dai peste siltaci câteodată. Doar din enchanturi durează foarte, foarte, foarte mult. Mai ales dacă nu avem fermă de XP. Așa, bun. Am ajuns aici la ruina asta. E cea mai aproape pe care o cunosc. Unbreaking 3. Mending Fortune. Bă, trebuie siltaci. Poate să fie siltaci chiar și la astea. Nu contează. Fortune, Mending, Unbreaking 3. Da, deci nu. Aici nu. Mă duc să trebuia să se întâmple și asta la un moment dat, nu? Ok, trebuie să ne oprim, să spargem repede și la mine și la cal, repede. Ok. Nu o să te las să mori. Nu o să te las să mori. Oh, nu! Oh, nu! Don't die! Oh, nu! Nu, Grigore, nu! Grigore era să murim amândoi. Nu știu câtă viață mai e, Grigore, dar e rău tare unde am ajuns. Știam că o să se întâmple asta la un moment dat. Grigore, stai aici, Grigore. Ia de asta. Ia, mănâncă-l. Nu, Grigore, dă-te jos. Tu-s ceapa ta, Grigore. Ah, you stupid horse! Ok. O să fie mai greu decât credeam. Cum scăpăm din powder snow-ul ăsta? Doamne, feriște-mă. Grigore, hai că mai ai câteva vieți. Oh my god, era să murim. Ok, am scăpat într-un final, trebuie să am grijă mai mare. Văd acolo o ruină de portal. Sincer, m-aș duce. Dă-mi siltaci! Please, 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 pretty please. Uite și un gold block măcar. Unbreaking, smite, eficiență, curse of vanishing. La aia mare. Am fost acolo, știu că am fost acolo de vreo 2-3 ore, dar gen, oare zi siltaci și n-am observat? Oare? Acum e aici siltaci și n-am observat. E aici siltaci și n-am observat. Pentru că nu s-a atent niciodată la asta. Hai, zic că așa-i. Nu mai e nimic aici. Ce? Wow! L-ați văzut pe la micu! Wow, ce era să mă prindă? Am încercat puțin această metodă cu căutatul în ruinele de portal, dar iarăși m-am întors în nether la minat quartz. Uitați ce dezamăgit eram în ziua 85. Incredibil. Oh, nu, îmi pare rău, dar te eliberez. Mai țineți minte că ultima dată am găsit ruină de portal după ruină de portal și tot așa? În continuu găseam? Ei bine, mă duc din nou la ele, poate găsesc una cu siltaci, găsesc ceva cu siltaci, că altfel eu nebunesc dacă mai trebuie să stau în nether să iau quartz și să dau enchanturi fail. Gen, it's not ok, brother, not ok. În același timp ar trebui să ne uităm și după testoase, pentru că avem nevoie și de ele. Eu știu relativ că am găsit niște testoase mai încolo, dar cred că am demers tot așa vreo două zile.
Sper să reușesc să-mi fac găulurile până la sfârșit. Dacă nu, mai urmează 50 de zile și încă 50 și încă 50 și încă 50 și tot așa, dar totuși. Ia uite barca de tura trecută, văd că are niște supe suspicioase, ce mai are? Are ăsta, boluri, hai că le iau acum dacă tot avem spațiu în inventar, de ce nu, știi ce zic? Și cred că o să merg cu asta, de ce nu? Prima ruină de portal, hai să vedem, aici mi se pare că nu găsisem chest, aba da, uite chestul, dar... Hai să vedem, Sweeping Edge, Silk Touch. Deci, cum am ratat eu atunci Silk Touch? Efectiv, nu-mi dau seama, dar bine că l-am găsit și foarte repede l-am găsit. Doamne ajută! Bine, foarte repede vorba vine, nu chiar. Aparent, a fost o decizie bună să merg la ruinele de portal. Cine știe, dacă nu făceam asta, poate stăteam până în ziua 100 să fac rost de enchantul ăla nenorocit. Dar acum, sunt niște plaje pe aici, pe lângă mine, din câte le văd. Da, hai să vedem dacă găsim acum niște țestoase. Pe plajă de obicei se găsesc astea. Bă, bine că am selectat-o asta, bă. Chiar nu mai aveam speranțe. Mă gândeam că nu termin ce mi-am propus și deja eram nervos. Dar acum s-ar putea să pot să termin. S-ar putea, nu sunt 100% sigur. Bă, din păcate nu văd nicio țestoasă. So, that's bad. N-am chef să merg până nu știu unde le-am găsit pe cealaltă atunci, fix în primele zile din acest videoclip. Știu că am găsit, aoleu, cât am de mers, cred că până acolo, dar dacă trebuie, trebuie, na. Uite o țestoasă! Doar una? Cu kelp nu cred că pot să le mulțesc, dacă nu mă înșel. Hai să vedem, să încercăm, dacă nu va trebui să iau seagrass. Alt traseu, că trebuie să-mi fac un farfece. Sau iau cu silk touch direct, ce? Fac așa, bam. Nu funcționează așa, colpir nu funcționează așa. Stai că mai văd una în apă? Mai văd una în apă, bun. Trebuie să căutăm fier, luăm seagrass și le mulțim și am terminat. No, hai să încercăm cu kelp, dar din câte știu eu nu funcționează cu kelp. Hei, ce faci? Nu-ți place kelpul, nu? Mai distrus cu chestia asta. Nu o să vă vină să credeți, dar... N-am filmat! Doamne, cum să nu filmez? Tocmai ce e mai important? Doamne, bă, colpir, bă, dar ce... Bă, prea obosit, boi, s-am filmat prea multe zile în continuu. Am dramatizat și eu puțin. V-am zis, mă disperase enchantul ăsta. A durat extrem de mult să-l găsesc. Plus că jucasem destul de mult în acea zi, dar eram și obosit, na. Ce am făcut? Ei bine, am găsit fier la un moment dat. Am găsit fierul, superb. Mi-am făcut repede un șir, s-am luat două bucăți din alea, am găsit două țestoase, le-am înmulțit, o lăsat niște ouă și there we go, we have ouăle. Da. Important e că le avem și că putem să facem ferma aia nenorocită de gold și sper să merite și sper să reușesc să o fac până la sfârșitul acestor 50 de zile. 100 de zile, stai, ce? 100 de zile, facem 100 de zile acușa, nu mai avem mult. Așa că în ziua 87 m-am apucat de strâns materiale pentru ferma de gold. Fix atunci am realizat că, wow, am destrâns o tonă de sand pe care trebuie să-l prăjesc. Eu care nu mai aveam căul. A, da, plus că mai am destrâns încă 16 stacuri de magma. Oh my god, avem o tonă de muncă. Ziua 88. M-am dus înapoi pe munte să iau căul și fier, că nici fier nu mai aveam. Trebuia să fac vreo 25 de hopere și... Na. În ziua 89 am realizat că eu nu am nicio șansă să prăjesc tot sandul ăsta cu căul și să termin proiectul la timp. Dar din fericire, o să-mi vină o idee bună în următoarele zile. Da, știu, e miracolul. O idee bună. Wow. A, da, și toată ziua am săpat sand într-un lac. La fel și în ziua 90. Aveam nevoie de 18 stacuri de glass. Da, tare. Hai să vă prezint super smelterul meu improvizat. M-am gândit dacă tot am aceste hopere pentru fermă, hai să le folosesc la un mic super smelter, cu lavă, tura aceasta. Gălețile de lavă prăjesc foarte multe bucăți de sand, adică foarte multe bucăți de orice. Și plus că aveam lavă infinită în Nether, așa că noroc că m-am gândit la chestia asta, că de altfel stăteam și acum la prăjit nisip.
Am obținut și o perlă de la un Enderman. Aveam nevoie de acea perlă pentru a mă urca pe tavanul din Nether. Am să vă învăț eu niște șmecherii mai acuși. Iar toată ziua 92 am petrecut-o minând magma blocuri. După cum ziceam, 16 stacuri. Da, super. Well, nu știu dacă știați, dar dacă stați pe un bloc de soul sand și lângă este lavă, iar voi apăsați pe shift, ei bine, luați foc! Pentru că ești cu un pixel mai jos când ești pe blocul de soul sand și practic atingi lava. So yeah, cam asta s-a întâmplat. Am luat foc în Nether și când iei foc în Nether, man, nu te mai oprești. Dar am scăpat. Din fericire am scăpat. În ziua 93 am luat niște obsidian pentru încă un portal și m-am urcat până la bedrock în Nether. Trebuie să găsesc un bedrock care se află la nivelul 127 și ca să aflu acest nivel mă uitam în partea dreaptă la coordonate și îmi dădeam seama în modul acesta. Ei bine, după ce am găsit un bedrock la acel nivel, am pus o scară și am dat cu o perlă fix între bedrock și scară. Și bam! M-am teleportat pe tavanul Nether-ului. Ei bine, aici voi face ferma de gold, dar mai întâi trebuie să fac un portal și să mut toate itemele lângă mine, pentru că sunt partea cealaltă. Oh, da, o să fac mai multe trasee, dar e ok. Când m-am băgat din nou în portal, am sperat să mă spawneze acasă. Dar din păcate nu s-a întâmplat asta. Dar este complet ok, că m-a spawnat lângă cel mai apropiat sat și am fugit imediat în casa unui sătean să mă culc și eu. Ziua 94. Aveam toate blocurile necesare ca să fac această fermă de gold într-un final. O trebuie să fac 2-3 drumuri ca să mut toate itemele lângă mine, dar din fericire în ziua 95-96 m-am apucat cu grabă să fac ferma de gold. Nu mai aveam prea mult timp la dispoziție. Asta cred că este cea mai simplă fermă de gold existentă. La materiale, într-adevăr, a fost mai greu să le obțin, dar asta doar pentru că sunt la început. În ziua 97, ferma era terminată. Ba chiar, deja mă pusesem la stat AFK să văd cum funcționează. Numai că deodată s-a oprit. Ceva s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat? Oare cât putea să dureze minunea? Normal că a durat foarte puțin, dar este ok. Ce s-a întâmplat, oameni buni? Ei bine, după cum bine vedeți, nu mai este oul de țestoasă aici. Hai să vă arăt exact ce s-a întâmplat, pentru că am folosit replay modul și am văzut care e problema. Aha, un piglin împuțit. Un piglin împuțit s-a urcat pe aia, dar e greșeala mea. E greșeala mea pentru că am făcut chestia aceasta, ceea ce nu trebuia să fie niciun bloc de ăsta de netherrack. Aparent s-a spawnat acolo și după gata, aia e. Dar norocul meu este că am făcut rost de 2 ouă de țestoase, ceea ce e super, super bine, dar hai totuși să vedem în astea câteva minute cât am stat și eu aici AFK, să vedem cât de bine am dat-o. Hai să luăm. Nu știu exact cât am stat, chiar nu mai țin minte, dar... Hai să luăm tot goldul ăsta și să vedem câte ingoturi am reușit să facem. Și, by the way, acest Rotten Flesh o să fie benefic pentru a face rost de emeralde puțin mai încolo. Dar, da, sunt așa fericit că în sfârșit am terminat această fermă, sunt prea fericit. Nici nu știu în ce zi sunt. 97. Ok, bun, mai avem timp să stăm puțin AFK dacă e. Dar trebuie să mergem să punem oul și să facem cumva... Să urc și eu mai ușor pe acolo. Nu habar n-am cum, dar hai să vedem câte toate... nu toteme, nu știu ce, am rămas cu totemele. Am făcut un stack de gold doar așa, easy peasy, lemon squeezy. Și imaginează-ți că mergem și luăm un sătean care are mere. Uite, fix aici, în satul ăsta. Nu e noapte. Grigore, ești ok? Ești bine? Ești bine sănătos? Dar ce voiam eu să vă zic este că mergem aici, căutăm un fermier, facem rost de mere. Da, de la fermier. O să avem emerald de o grămadă pentru că o să vindem la cleric acel Rotten Flesh. Oh my god! Deci ferma asta
de gold a fost, eu zic, o idee extraordinar de bună, mai ales acum pentru început. Dacă vrem să stăm cât mai mult pe această lume de ultra hardcore, ei bine, aveam nevoie 100% de fermă de gold și fermă de toteme. Acum nu știu, aș vrea să aud și părerile voastre. Ce credeți că trebuie să... ce fermă mai trebuie să am care să mă ajute super, super tare să supraviețuiesc și mai bine? Da, știu că trebuie să mă fac full diamond. Da, știu că trebuie să mă fac full netherite. Da, știu că trebuie să iau și elytra. Le facem și pe alea. Toate la timpul lor. A, da, și poate ar trebui să-mi fac o casă să nu mai stau așa homeless pe aici. Au! Ah, Jesus! Ah, doamne, doamne, ce bine că aveam două ouă de tărtă. Fix asta n-aveam chef acum să fac. Să mă duc să iau încă două ouă de... Cred că ar trebui să mai iau niște ouă. Nu știu niciodată. Wilson, Wilson, am făcut o chestie super șmecheră. Nu o să o vezi niciodată că nu te iau un nether, dar crede-mă, am făcut o chestie super șmecheră. Da, cel mai probabil nu o să se mai strice ferma mea de piglin, cu toate că... până s-o stricat, până mi-am dat eu seama ce s-a întâmplat, noroc am avut replay modul să înțeleg și eu exact ce s-a întâmplat, că de altfel cred că ziceam, nu, am făcut eu o greșeală, ceva, dacă, da, într-adevăr am făcut o greșeală, dar mă gândeam că am greșit ceva la fermă, dacă ferma era super bine făcută, este foarte ușor de făcut, hai să mergem, spunem asta și mai stăm puțin așa, feca, să mai facem niște gol, să ne lăudăm, da, poate nu mor până atunci, nu? Să nu mai zic că am avut o tonă de emoții când construiam această fermă. N-am apucat să vorbesc cu voi prea mult atunci, gen acum vorbesc în prezent, dar ideea este că era seară tare și am zis că vreau să o termin odată și să scap de ea, că nu mai puteam. Și bă, la un moment dat făceam acolo cu glass, puneam platforma, cum se numește? Construiam chestia asta de sus, da? Tavanul ăsta și se spawnase un gast aici. A început să dea în mine, mi-a distrus puțin din platformă. Habar n-am dacă se vede pe timelapse. Bun, acum băieți, ce trebuie să facem? Facem asta și scoatem aceste două blocuri ca să nu se mai spawneze niciun gușter pe blocul ăla de sus, că l-au făcut așa și după o sărit aici și mi-au mâncat oul de țestoasă, ceea ce nu-i frumos deloc. Și deja, după cum bine vedeți, cred că am făcut vreo 7 ingoturi de gold lejer, numai cât am pus ouul ăla acolo. Aici este AFK spotul meu și voi mai sta puțin timp AFK, este fix la nivelul maxim, deci... da. Restul zilelor am stat AFK la ferma de gold. Nu am mai avut chef să fac nimic altceva. Și plus că nu mai aveam timp. Dar poate vă întrebați, Colpir, cât gold ai strâns? Ei bine, o să vedem rezultatul obținut în următoarele 50 de zile. Oameni buni, sper că v-a plăcut acest videoclip și vreau să menționez din nou că doresc să țin seria aceasta cât mai multe zile posibil. 1000 este goalul suprem. Vreau să îmi depășesc limitele cu această serie, așa că dacă vreți să mă susțineți în această aventură, trebuie să mă ajutați cu un subscribe, un like și desigur un share ca să vadă și prietenii voștri aceste videoclipuri minunate. Vă mulțumesc pentru vizionare, oameni buni. Ne vedem în curând. La revedere!